Incidența tulburării de coordonare centrală a crescut foarte mult. Se referă la întârzierea în dezvoltarea neuromotorie, care poate fi de la ușor până la sever. Fiecare copil este unic în felul său de a fi, având un ritm individual de creștere. Totuși, absența îndeplinirii anumitor sarcini specifice la o vârstă dată poate indica o întârziere în dezvoltarea motrică. Din fericire, în ultimii ani au fost descoperite metode eficiente de combatere a tulburărilor de coordonare centrală. Orice copil când se naște are un bagaj de mișcări clar definite, care se declanșează automat pe parcursul primului an de viață. Aici vorbim de controlul capului, de ridicarea în așezat, de patrupedie și lista poate să continue până la mersul independent. Fiecare achiziție motorie are intervalul ei, de exemplu, sprijinul simetric pe coate are un interval de la 3 luni până la 4 luni jumate, 5. Tulburarea de coordonare centrală este de 3 tipuri. Ușoară, moderată și severă. Fiecare tip ar avea cauzele lui. Dacă vorbim de tulburare de coordonare centrală ușoară, aici este o lipsă de stimulare a copilului, o neintegrare a reflexurilor primitive sau o tulburare senzorială. Dacă vorbim de tulburare coordonare centrală severă, în spatele unei întârzieri neuromotorii poate să se ascundă un sindrom genetic, o leziune cerebrală, tulburări metabolice, careva reacții la medicamente, infecții și altele. Simptomele principale includ dificultăți în ceea ce privește mișcarea și coordonarea, inclusiv probleme de concentrare și de urmărire a instrucțiunilor. După stabilirea diagnosticului, se elaborează un plan de tratament adaptat severității afecțiunii. În cazul când este o tulburare de coordonare centrală ușoară, se face un program de kinetoterapie care va include, de exemplu, un masaj de stimulare plus careva exerciții de echilibru, coordonare pentru copil. Dar dacă va fi ceva sever, ca metode și mijloace este terapia Voita, terapia Bobat, kinetoterapia, neurogimnastică, terapie ocupațională, însă nu înseamnă că un copil le va face pe toate. Se va face un program în dependență de severitatea afectării sau de necesitatea copilului. Pentru a evita aceste situații, este crucială o evaluare neuromotorie în primele 12 luni de viață. Ca prevenire este ca părintele să lese copilul să meargă, de exemplu, el după acea jucărie să se rostogolească, copilul să fie poziționat pe burtă începând cu primele zile de viață, pentru că copilul are nevoie de aceasta, pentru că el să aibă interes să vadă ce îl înconjoară. O examinare atentă și intervențiile corespunzătoare pot transforma provocările în oportunități, ajutând fiecare copil să-și descopere și să-și dezvolte abilitățile motrice esențiale pentru o creștere armonioasă.